Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară l-am invitat alături de mine pe Cornel Mihăiescu, președintele Partidului România Mare Hunedoara, filiala Hunedoara. Bună seara, domnule Mihăiescu. Bună seara. Domnule Mihăiescu, haideți să începem cu începutul. Sunteți o filială nouă înființată, ați participat la alegerile locale sau nu știu? Deci, filiala județeană a fost desființată în noiembrie 2019, prin hotărâre judecătorească, și eu am fost numit interimar doar din 17 iulie, deci foarte recent, n-are mai mult de 3 luni. Practic s-au limpezit apele în Partidul România Mare, da, deci nu mai sunt, că erau mai multe partidulețe, mai multe fracțiuni, da. Acum s-au limpezit apele. Dar problemele acum sunt clare, au avut o perioadă pe țară când n-am fost activ, dar acum am depus candidaturi în toate județele, liste de susținători și este un partid de centru-stânga, cu de orientare națională. Singurul partid din România care este cu adevărat de orientare națională și suntem continuatorul gândirii lui Vadim, care a întemeiat acest partid, deci spiritul lui există în sufletele și inimile noastre și ceea ce a prevăzut el s-a întâmplat. Am ajuns o țară care suntem conduși de străini, am fost vândut străinilor și noi trăim în dezastru. Din toate punctele de vedere, economic, social, politic, spiritual, cultural, din toate punctele de vedere. Bun, deci sunteți nou înființați ca și filială. La alegerile locale ziceți că n-ați participat, că n-ați avut listele complete. N-am avut timp. Nu am avut mai puțin de o lună și n-am putut să avem listele de susținători. Acum am obținut peste 4.000 de liste de susținători pe listele electorale. Și participăm. Eu sunt pe primul loc la Camera Deputaților și de la Hunedoara avem pe Negoiță Alexandru pe primul loc la Senat. Ia aici văd că aveți 6 candidați înscriși pe listele pentru Camera Deputaților: Mihăiescu Cornel, Hanciu Sebastian, Biro Crista Adina, Sala Gabriel, Lazea Ioan și Anta Laurel. Da. Normal, majoritatea sunt pensionari, aveți un electorat mai în vârstă un pic așa. Avem și tineri, de exemplu, 24 de ani are domnișoara Biro, care este chiar din Petroșani. Da. Ea are 24 de ani și mai avem de 30 de ani, de 40, dar majoritatea suntem pensionari. Da. Pensionarii sunt cei mai patrioți, până la urmă. Au rămas patrioți, au rămas la baza patriotismului în țara asta. Bine, adevărul e că în clipa în care părăsești țara sub orice motiv, nu mai ești patriot, nu? Adică cine pleacă chiar la muncă, chiar unde se duce, până la urmă patriotismul mai subțire patriotismul. Da, acum nu trebuie să neglijăm pensionarii, fiindcă și în comuna primitivă, cine conducea triburile? Sfatul bătrânilor. Deci erau pe urmă, era și matriarhatul, da, conduceau și femeile. Matriarhatul era orică, păi bărbații plecau la vânătoare și nu știu dacă se mai întorceau ca nu, că nu aveau nici... Și rămâneau femeile la conducere. Da, și ei erau la conducere. Și în China, după Mao Zedong, unii au ajuns China. Acum, comitetul executiv al lor a fost numai din oameni peste 80 de ani. Noi nu avem nimic împotriva tineretului, deci avem și tineretul, avem și femei, numai că totuși trebuie să crească pe lângă cei cu experiență. Observați oriunde și la fotbal ați văzut ce s-a întâmplat și cu dezastru ăsta. Dacă pui de la tineret, pui oameni cu experiență. Peste tot trebuie așa. În justiția noastră la pământ, fiindcă e sistemul ăsta, direct din facultate, te duci la... La 25 de ani e procuror. Da. La 27 și de ani e procuror. N-are familie, n-are copii, nu știe cum să câștigă un leu, pe când în Italia nu ai voie să fii decât procuror sau magistrat decât după 6 ani dacă ai fost avocat. În America, după 26 de ani de avocatură, tot prin concurs. Îți dai seama, omul acela e confruntat cu greutățile din viață. Știe cum să apreciază și cauzele lui. La noi sistemul acesta francez, care l-am luat și în Constituție, și în Parlament, și în Justiție, e, după mine, cam falimentar. Da, și eu am aceeași părere. Trebuie, totuși, mai multă experiență și în cadrul magistraților. Prea repede ajung în poziții în care hotărăsc soarta altor oameni și chestia asta nu mi se pare că e în regulă.
Bun, deci la Senat aveți pe Negoiță Alexandru, Mateescu Sebastian și Rotaru Daniel. Și Rotaru Daniel, deci aveți două liste destul de bine puse la punct. Da, acum să vedem dacă și se concretizează în vreun loc în Parlament, nu până la urmă. Eu sper că să se dea dovadă de maturitate politică. S-a dovedit că cei care au fost până acum la guvernare au dus țara unde au dus-o. În pragul falimentului. Să trăiesc numai din împrumuturi pe care tot noi trebuie să le recuperăm după aceea cu copiii noștri, trebuie să luptăm pentru aceea. Să trăim numai din împrumuturi. Plus că s-a distrus totul. Nu mai avem nimic. Nu avem economie, nu avem școli, nu avem spitale, 4-5 milioane lucrează în străinătate, să distrug familiile, rămân soții, copiii acasă, bătrânii, copii. Așa încât eu sper că să dea dovadă cetățenii care merg la vot de maturitate și să îndrepte atenția spre cei care mai au o șansă să îndrepte. Cu cei care sunt acum, care au fost și sunt acum la conducere, nu e nicio șansă să se îndrepte România. Bun, aveți la conducerea centrală a partidului doi oameni de nădejde, doi oameni cu coloană vertebrală, domnul președinte Iobici, nu? Da, și cu președinte, și Dan Claudiu Tănăsescu. Domnul Tănăsescu. Am avut ocazia să stau de vorbă cu dumnealor. Se pare că au gânduri mari să crească partidul, să facă să crească partidul. Da, și noi avem aceleași gânduri. Și sunt convins că vom hotărâ în cunoștință de cauză. Am spus că suntem un stat național, un partid național și că printr-un stat național, în sensul că națiunea să hotărască, nu noi. Elitele doar să pună în aplicare ceea ce hotărâs națiunile sau cu plan local. Numai că noi nu avem nici națiune și nici elite nu avem. Da? Trebuie să le găsim. Și un partid național care să conducă și să găsim și elite. Că în ziua de azi, în România n-a văzut nici o elită. Bun, acum să spuneți și mie, cam ce propune Partidul România Mare pentru aceste alegeri? Care este programul partidului sau care sunt ideile de bază pe care le doriți să le implementați în viitoarea legislatură? Pe noi ne propunem să intrăm în Parlament, în primul rând, și propuneri de revigorare economică, social, politică, în primul rând, considerăm că trebuie să avem autostrăzi. Și autostrăzile se pot realiza în termen de 2 ani, putem să avem, noi dacă am fi la conducere, în 2 ani am avea toate autostrăzile făcute. Bun, au trecut 30 de ani de la Revoluție. De ce nu avem autostrăzi? În 2 ani putem să avem autostrăzi fără să plătim niciun leu. Beckel, firma Beckel care în Kosovo a făcut 900 de km în primul an de autostradă, fără niciun leu. Bine, ulterior administrează ei și până recuperează banii, știți? Și dacă n-ai autostradă, nu poți face nimic în România. Asta e infrastructură, ca și la om, care e dantura la om, dacă n-ai autostradă, n-ai nimic. Și atunci, deci asta e primul lucru. Apoi, investiții în economie, cu să iei împrumuturi de la bănci, să avem noi bancă, cu termen de grație, nu ca acum, măcar 6 luni, un an de zile. Să dacă imediat îl pui să-ți plătească datoria și el n-a realizat niciun profit, ce ai realizat? Impozite și taxe, sunt sute de impozite și taxe în România. Dar e posibil așa ceva? Suedia, o firmă plătește 5 taxe pe an. Noi avem numai taxe de timbru, vă 10-15. Și impozite sute de ani. Plus birocrația, că la fiecare rătie, iară, trebuie să te duci, să aștepți, trebuie să mai plătești și acolo. Deci, iată, sunt niște probleme mari în economie. S-au distrus școli, s-au distrus spitale, dar școlile mai ales, domnule. Fiecare comună va trebui să aibă școală. Nu știu, funcțională, nu așa? Că acolo, de acolo să pleacă. Dar revenim la economie, la produsele agricole, pe lângă economice. Pe vremea lui Ceaușescu, cu produsele agricole, s-au achitat datoriile și am avut și surplus, vreo 4, nu știu câteva miliarde de euro. Acum noi importăm. Importăm produsele agricole din Occident, care sunt euri și conservanți în ele. Păcă noi la țară, actuale guvernare ce spune? Nu mai lasă să crească vaci, porți, nu nimic, că se infectează, în loc să ia măsuri. În Ungaria, că trebuie să dăm exemplu, și asta vrem să implementăm noi. Adică fiecare cetățean să crească porți la țară și animale. Dacă nu au suficiente, statul să intervine, să ajute statul.
ai 10 purceri, numai 5 ai, dar dăm 5. N-ai furaje, să aducem furaje și să le și cumpărăm noi statul la prețul pieței. Și, și statul câștigă, și statul câștigă, fiindcă și el valorifică. E Rusia și China care au nevoie de produsele alimentare în mod natural. Și atunci n-am avea nici șomaj, n-am avea nici probleme cu familiile. S-a rezolvat o problemă mare. Sunt multe probleme care trebuie rezolvate, dar pe parcurs o să venim cu un plan. După 6 noiembrie, când începe campania electorală, o să avem planul nostru de să-l punem în aplicare. Că până atunci, nu zic că lumea că facem, zice, că facem campania electorală. Ce părere aveți de migrația asta a forței de muncă a populației în vestul Europei și, mă rog, în lume? Pleacă lumea pe capete din România. Dacă noi nu știm să ne orientăm, nu știm să ne gospodărim. Așa se întâmplă. Și mai grav este că pleacă, dar se distruge o nație, se distruge o familie, se distruge o comunitate, se distruge tot ce e mai sfânt pe lumea asta. Familia, care e baza celulei, este celula de bază a societății. Și românii trebuie să ținem la acest pământ. Aici ne-am născut și aici trebuie să murim, în acest pământ. Nu trebuie să mergem în străinătate, să vină ei la noi. Nu noi să mergem la ei. Deci este un lucru urât de tot. Fiindcă nu s-au luat măsuri, Că dacă s-au luat măsuri, nu trebuia, nu plecau. Nimeni nu. Din bine, și ce măsuri concret, ce măsuri s-ar putea lua ca să rămână oamenii? Păi măsuri economice, v-am spus prima dată, să, la țară. Democrația în România s-a început de la țară. Prima dată să crească produse alimentare, agricole, la țară. Fiindcă majoritatea populației crește la țară. Trăiește la țară. Și atunci să investim la țăran. Și atunci țăranul nu se duce să muncească în străinătate dacă are ce trebuie lui. După aceea să luăm măsuri, să încurajăm statul, trebuie să intervine. Nu-i mai statul capitalist ca înainte. Statul capitalist, acum capitalismul ăsta e în decădere, trebuie să intervine statul, să ajute cetățenii. Așa cum intervin și în alte țări, cum în America, Franța, Germania, statul, Ungaria, intervine și ajută. La noi ne termină, pentru noi nu ajută deloc statul în România. Să-l falimenteze, să-l aducă de râpă. N-avem școli, n-avem spitale, am distrus tot. Și școli și spitale am distrus. Și atunci pleacă și doctorii, pleacă în străinătate. Bine, acum cu doctorii s-a mai reglementat un pic situația. S-a mai reglementat, da. S-a mai reglementat, că le-a dat salarii mai, mai deosebite, așa. Însă, totuși, deci eu zic că trebuie plecat cu țăranii, cu problemele de la țară. De acolo trebuie plecat că în România. Fiindcă noi avem terenuri foarte bune. Un plic de irigații, nu știu ce, cu asta am putea să fim exportatori de produse agricole și alimentare. Nu să importăm acum de euro din... Păi, un țăran ce le dă la port? Îi dă cartofi, îi dă porumb, îi dă sfeclă, îi dă alte produse naturale. Păi, în străinătate ce primim de acolo cu euro, cu bobe, cu prafuri și cu alea. Și în două luni le-au făcut mari și porci și le dau nouă să le mâncăm. Deci, trebuie început cu agricultura, cu stimularea producției agricole, și populației de la țară. Da, și v-am spus că statul trebuie să intervine, să dea împrumuturi cu termeni de grație, cu dobânzi mici de tot, să intervină, că altfel dacă nu intervine statul să ne ajute, noi nu putem să progresăm. Bun, o altă propunere pe care o aduce Partidul România Mare pentru alegerile astea, pentru... Păi, cu alegerile astea, cu campania asta electorală. În primul rând, campania electorală trebuie să înceapă în 6 noiembrie, cu lună. Deja a început de mult. M-am uitat în Deva. Toată lumea a furat startul. Păi, dar stați, domnule, dar ieri în Deva am văzut Partidul Mișcarea Populară al lui Băsescu. Erau cu sirene, cu autoutilare prin centru Deve. Nimeni nu a luat nicio măsură împotriva lor. Păi cum e posibil așa? Sunt autorizații de la primărie, nu? Nu cred că stai, n-au voie să când se dea primărie. Deci primăria trebuie, poliția locală trebuie să intervine, să amendeze, că n-au voie, potrivit legii, n-au voie să facă. Votați Partidul Mișcarea Populară, votați și stațiile la maxim erau.
Vodoi e cetățeanul lângă mine și zice, bă, ăștia ne surzăți, ce dracu fac? Deci iată cum s-a început campania aceasta cu BNR și cu alea. Apoi... Dacă au bani, au bani să investească, nu? Au bani fiindcă e discriminare și aici cu bani, fiindcă partidele politice, iată, guvernanțe nu se fac. Subvenționează de la stat partidele politice cele care sunt în Parlament. Parlamentare, da. Și noi, care Partidul România Mare, noi suntem și mai amărâți, nu avem nici bani și nu ne dă nici un leu. Dar cei care, PSD-ul, PNL-ul și ceilalți, să subvenționează de la stat, dar e posibil așa să subvenționeze de la stat partidele politice? În ce țară? Așa e legea făcută. Păi eu știu că așa e legea, dar e bună legile astea. Nu, e o discriminare, domn. Adică că e în defavoarea altor partide. Deci cum? Ce e posibil așa? Și atunci tot care are, dai mai mult. Și cel care nu are, îl bagi mai jos. La fund. Dar trebuie, sigur, să fie și pentru partidele neparlamentare o sumă de bani. Păi nu? Care participăm. Ei, asta este cu campania. Bine, ar trebui să nu mai fie niciun ban. Niciun ban. Pentru că, până la urmă, eu nu știu în ce țări se mai subvenționează partidele. Nu subvenționează, numai la noi. Nu știu. Dacă în America le dă de la bugetul american, îi dă lui Trump sau lui Biden, le dă bani statul american. Acum, democrația din America nu se poate compara cu... Nu că se poate compara, dar până la urmă și asta cu... Nu știu cât de democrație e, așa cum spuneți. Dai la partide parlamentare și la cele neparlamentare nu dai niciun ban. Păi ce democrație asta? Până la urmă. Asta e cu campania electorală. Bun, dar să știți că... întotdeauna s-a furat startul campaniei. Asta e o perioadă de pre-campanie, să numește. În pre-campanie, mai așa cum v-am invitat aici la Capital TV să dezbatem problemele astea, nu? Așa și ei se duc. Bine, aici nu mă spun programul politic, îi spun niște neajunsuri, niște necazuri cu care este confruntat română, cu care este confruntat țara. Deci aceștia oricând trebuie să le spunem. Nu facem campanie electorală azi. Bun. Văd că aveți acolo o mulțime de lucruri de spus în... Da. Uite, vă rog. Despre coronavirusul ăsta. Ce părere aveți despre coronavirus? E ceva real? E real? Nu e real? Cum e? Care e optica dumneavoastră? Real este real. Acum Trump, care e foarte bine documentat, a spus, rețin, China este vinovată și va plăti. În ce măsură? Nu știu. Este vinovată, normal. Dar noi, la noi, în România, să calcă legea. În sensul nu că a apărut virusul, ci că l-a lăsat să se propage, să se perpetueze. La noi, în țară, să încalcă legea zi de zi. Să amendează oamenii pentru că nu portă mască, în distanțare și alte lucruri, contrar legii. Constituția spune că prin lege se poate restricționa drepturile și libertățile fundamentale a omului, iar articolul 10 și 15 din CEDO spune că nu poți să restricționezi decât în caz de război sau stare de urgență. Deci, la noi, dacă ar fi fost stare de urgență, era altceva, de stare de alertă. Și atunci, ce se întâmplă? Ea amendează, să ajungă în instanță, văd că judecătorii au admis contestațiile lor la amenzile aplicate. Și n-au fost sancționate. Ce ar fi trebuit să facă statul? Statul ar fi trebuit să, în situațiile în care teritoriale, să zicem, un oraș, un județ, o comună. Sunt comune care n-au niciun virus. N-au niciun om virusat. Și totuși sunt stare de alertă să poartă. Păi atunci ce trebuie? Asta ei au nuanțat un pic guvernul. Deci, adică sunt zone în care trebuie să porți mască, zone în care nu trebuie să porți mască. Bun, dar și ea poartă care nu sunt virusați. Dar trebuie atunci să stau stare de urgență într-un anumit teritoriu, într-un anumit oraș. Și atunci tot ce intră acolo și iasă, ăia să poarte mască. Și atunci poți să-i sancționezi. Nu așa. Deci sancționarea lor este ilegală. Și forțarea, mie îmi interzic. Eu port și eu, că mă apăr pe mine, dar nu mă amendez, domnule, dacă nu port. Fiindcă n-ai nicio hotărâre legală aici. Numai că la noi se aplică legea după bunul plac al unor guvernanți. Deci asta este cu virusul ăsta. Despre ce vreau aici să spun despre Uniunea Europeană. Și asta cu Uniunea Europeană. E bună, era, eu zic că statul trebuia să facă aici un referendum. Națiunea să hotărească dacă intre sau nu. La momentul ăla, în 2005, în 2006, toți doreau Uniunea Europeană. Da, totuși trebuie. Toți vreau să intre, dar acum cred că dacă s-ar mai face o dată referendum... Nu știi ce, fiindcă, uite, în Statele Unite Americii sunt 51 de state și vedeți ce bine merg ei. La noi este o harababură în Uniunea asta europeană și ne conduc toți oamenii corupți
oamenii care încalcă legile. Prim-ministru, acum Ursula asta, și cum o mă cheamă din Germania, e implicată în procese de corupție. Vine și Chioveși, procurorul șef al Uniunii Europene, care are năcazurile ei și probleme, câte năcazuri a creat aici, câte achitări are, câte oameni au lăsat pe drum, familii distruse și dat afară, demise din funcție, Ungaria și cu Polonia nu au vrut să trimită procuror să fie supușul lui Chioveși. Ați văzut? Ce coloană de întrebare au ei. Și atunci ce te aștepți de la Uniunea Europeană? Cu Ursula și cu Chioveși să ne conducă? Cei mai decăzuți oameni din Europa. Nu te poți aștepta la nimic bun. Bine, sigur, corupția există oriunde pe planeta asta. Mai mult decât atâta, mi se pare că în vestul Europei, sau mă rog, în țările occidentale, inclus în treaba asta și Statele Unite, corupția la nivel înalt e mult mai mare și mult mai profundă decât în România. Numai că în România, uite, că aici trebuie să suntem o țară balcanică, cu obiceiuri turcești, cu bacșișul, cu peșcheșul, cu... Na, că așa a fost de la fanajul țincoace, nu? Da, da, e o deosebire la ei în Occident, în America. Te descopere, te sancționează și te elimină. La noi, și aici ai fost, democrație, domnul, la ei. Și acolo. Aici a fost cu Cătușe, cu a astea. A fost, dar unde? Cu Chioveși și ce-a pățut Chioveși? Col de aceea a făcut cu serviciile astea secrete. Că și dacă Col are protecție, nu? Păi da, bun, dar ei ce-au făcut? Păi ce-au făcut? Au pățit ceva? N-au pățit nimic. Ce-au pățit Chioveși și Col de aceea? Ce-au pățit? Au fost decorați de serviciu secret, decorat de Statele Unite Americii, domnule. De Franța și de Franța. Și de Franța. Pe cum adică un serviciu secret să fie decorat de o țară străină înseamnă că ce înseamnă aia? Că suntem vânduți lor. Păi da. Știți că dacă e vorba de serviciile secrete și de vânzarea asta, aici, știți care e chestia? Aici poate aveți dreptate, nu că... Păi nu că am dreptate, că să vedeți că, deci fiind continuatori al lui Vadim, noi nu mergem pe povești și pe aștia, noi mergem practic. Și eu fiind jurist de meserie, practic, eu am făcut și plângere penală, că suntem vânduți. Mai nou, acum SRI-ul și servicii, vorbim de serviciile secrete și de serviciile de informații externe, văd că după ce au plecat Coldea și Talpeș, și-au revenit numai de informații, nu mai intervin. Deci au revenit la normalitate. Dar înainte, Talpeș ce a făcut? Că apropo că a rezultat că a vândut spionii noștri la America, la Statele Unite Americane. A vândut spionii. Că el a fost serviciul de informații externe. Cum adică? A vândut spionii? Da, i-a predat Statelor Unite, așa a apărut în ziare. A predat Statelor Unite, Canada, Germania. Și a dispărut de atât numai. Ce am făcut? Eu, numele meu, am făcut plângere penale pentru un altă trădare împotriva lui și al președintele țării. Că nici fără acordul lui președintele țării... Ce președinte era? Iohannis. Păi președintele țării e șeful serviciilor secrete, e șeful Consiliului Superior de Apărare Țării. Am făcut în scris. Mai nou acum, mâine, mai predau tot pentru trădare. S-au vândut 34, rezultă tot din mijloc de informare în mass media, din mass media. S-au vândut 34% din pământul țării, s-au vândut în articolul 3 din Constituția din 99. Spune dar că sunt inalienabile, domnule. Nu e în regulă, nu știu. Nu deci știu, am făcut țări, și aici plângere, să vedem. Ce țări din Uniunea Europeană și mai vând pământurile ca noi, nu știu. Ce țări mai, în ce țară se mai vinde pământul? Nu cred că se vinde nicăieri. Nu știu că la unguri nu se vinde, nu știu. Nu știu ce, sunt vecinii noi cu ungurii ar trebui să avem și noi relații cordiale, domne, principiale. Avem așa, în mare sunt relații. Păi uite, în Franța cu Anglia se întâlnesc la o lună, la două, conducători, dar nu se întâlnesc, vreodată l-ați văzut? De când, după Revoluție, cu conducătorii lor... Mai vine Victor Orban așa... Vine, dar nu cu... Vine la el acolo, da, la, bun, la el, mă rog, în secuime, mai merge. Având atâta populație ungurească, aici trebuie să fim ca frați cu ei, domn. La noi, ce facem? Noi nu avem nimeni cu ei, nu avem cu rușii, nu avem cu așa, nu avem... Noi cu cine avem bine? Păi noi, dar nici cu moldovenii noștri, vă spun, dacă s-ar face un referendum, Moldova e n-ar dori să se unească cu noi. Fiindcă nu avem personalitate, nu avem cultură, nu avem... Bine, cultura avem, numai că nu știm să ne o scoatem, nu scoatem în evidență așa cum ar trebui. Așa, e adevărat. Păi cum? Cultură, când pui pe 20-20 și pui prim-ministru, semianalfabetă și președintele nici nu e nici de parte de acolo?
Cum adică? Ce mai... 20-20. Și americanii zic 20-20, adică și americanii spun 20-20. Acum, na, s-o fi luat și ea, s-o fi luat și ea după americani, nu? De acolo vine lumina. De acolo deci, vine... Deci avem multe lucruri de pus la punct în România, că m-ați întrebat înainte. Iată și asta. Trebuie pusă. Să răspundă. Cei care au încălcat legea să răspundă. Măcar atâta să... Fiindcă nu putem pleca în viitor pe un teren care este, nu este profitabil. Trebuie să facem din punct de vedere, o curățare din punct de vedere morală, în primul rând, a societății. Fiindcă, așa cum sunt impozite și taxele și datoriile astea la stat, dacă lucri cinstit, nu poți să faci nimic. Și atunci, oricare poți să-l bagi la pușcărie, fiindcă atâtea taxe și impozite și sunt în aștia, încât dacă lucri cinstit, nu poți să faci venit. Bun, mai sunt în țara asta și firme care produc... Da, sunt, nu... dar bine, aici sunt 50%, hai să zicem. Sigur că nu toți. Păi, nu, avem PIB-ul mare, nu știu, 250 de milioane, miliarde de euro, nu? Deci, adică avem un venit destul de substanțial. Sunt și firme care muncesc în țara asta, păi, nu numai că pic, e tot din praf și pulbere acum. Domnul Cristi, dar să vedem așa, evaziunea cât e? E 30-40% și atunci... Aici nu mai mă pricep. Nu deci știu. Așa se preconizează, că ar fi 30-40%. Vă dați seama ce pagube acolo. Că eu, organele nu-și fac, organele de control trebuie să-și facă datoria. Bun, dar eu nu știu cum cuantifică ei evaziunea la 30-40%. Adică cum se cuantifică? Adică păi se cuantifică după produsele care le au, dar le vând și nu se regăsesc cum plățile. Nu se regăsesc plățile acolo, domnule. Cum poți să știi cât s-a furat? Păi acolo. Că știi câte... cu pipipul, cum nu știu ce, și nu se regăsește. Nu că se găsește la finanță, nu se găsește nicăieri. Da. Bun, apropo de faptul că nu avem prieteni, ziceați ceva de Uniunea Sovietică sau de Rusia care ne-a ajutat, nu știu... Păi, cu stat... Păi, noi nu avem nicio relație cu Rusia. Uitați la unguri și ungurii ori pățit-o cu rușii, noi nu. Păi rușii pe noi ne-au ajutat așa. Statul Național Român s-a făcut cu ajutorul rusul. Cum? În 1877, când am bătut pe turci la Plevna și la Grivița, dacă nu erau rușii să ne ajute, noi eram în opinii și nu știu ce ne-au ajutat. Bun? Pe vremea aia rușii au luat tot de capul lor, așa, au vrut să intre singuri. Bun. Nu ne-au luat primul război mondial. Ne-au chemat pe noi în ajutor, nu că nu ei ne-au redat Transilvania, care a fost, după, fiind în război cu rușii, ne-au dat. Bun. În 1877 noi i-am ajutat pe ei, nu ei pe noi, că ei au plecat singuri la luptă, n-au putut să facă față și ne-au cerut sprijinul, ajutorul, nu? Bine. Cam așa a fost. Bine, dar noi am profitat. Am profitat. Bun. Sigur că al doilea, primul război mondial, da. Transilvania, ne-au redat-o după ce... Și după aia ne-au luat-o înapoi. Nu, a luat-o în 1940 și dictatul de la Viena al lui Antonescu. Dar în dictatul de Ribbentrop-Molotov, nu? Care au împărțit acolo. Bun, dar în 45 ne-au dat în 40 ne-au dat înapoi Ardealul. Tot datorită faptului, deși noi am pornit război împotriva lor, ei ne-au redat, ziceți, Ardealul, tot datorită lor. Ne-au redat Ardealul, dar ne-au luat Moldova de peste Prut, ne-au luat Bucovina, ne-au mai luat acolo. Ne-au mai și redat, treaba ne-a mai asta. Ne-au mai și luat, ne-au mai și... Acum comunismul. Au mai stat și vreo 10 ani prin România, pe aici au mulți țara de petrol, de gaze și de ce am mai găsit pe aici, nu? Bine, n-au fost chiar așa băieți buni. Bun, ungurii ce? Păi la unguri de două ori i-au persecutat și uitați în ce relație sunt. Că nu contează aștia ce au fost, ce nu au fost. Dar Rusia totuși e o putere, domnule. Nu poți să o neglijezi, să nu... Uite la unguri ce relații au la Cataramă. Nemți, franceze, cu Rusia. Nu nimic, domnule. Și eu sunt de acord că relațiile cu Rusia trebuie mult, nu trebuie. Mult ameliorate. Da. Păi trebuie cu toate țările ar trebui să avem relații principiale. Dar noi, dacă nu avem coloană vertebrală, cine intră în relație cu noi? Cine se încurcă cu noi? Avem coloană vertebrală, dar una mai așa, mai aplecată un pic, așa, suntem mai, un pic mai aplecați de coloană în jos, așa, un pic mai cocoșați. Păi da, am ajuns dezastru, domnule. Păi numai în Hață, dacă te gândești, nu mai este nicio fabrică, nimic, domnule, nu mai există. Și multinaționalele? Mai sunt private, cum? Sunt, nu pot să dau nume de firmă, dar sunt firme puternice și în Hață, câteva. Fabrica de bere nu e. Fabrica de conserve nu-i, fabrica de mobilă nu-i, abatorul nu-i, asta cu laptele nu-i, meșteșugărească nu-i.
Păi ele erau firme ca lumea, domnule. Păi la abator mereu în străinătate animale din zona, din zona Ață, de la țărani. Cu cine am achitat noi datoriile? De mine. La export. Și acum importăm noi animale. Auzi, domnule, am ajuns să importăm animale, să importăm făină, noi grâu, porumb, din ăștia ne importăm, domnule, totuși din străinătate. Noi care am fost exportatori și ne-am achitat datoriile cu ăștia, ce am ajuns? Și luăm euro, pline de euro și de, că în Occident, pline de conservanți și de euro. Și le mâncăm și după aceea ne plângem că sunt atâtea farmacii, atâtea oameni bolnavi. Noi, în China, știți cum se apreciază un medic de familie? Preventiv. Dacă îi plătim mai bine cel care nu are bolnav, nu cel care are bolnav. La noi, să fie cât mai mulți bolnavi, că atunci suge. Da, e o optică interesantă să n-ai bolnav, să fii medic de familie. Păi da, dacă mănânci numai produse din ăștia contrafăcute, ce să faci? Păi la Hațăg, eu știu că din zona Hațăgului, când o bere era după 3 zile, făcea fluturi. Vă dați seama? Și era hamei la orăștie, deci iată-te. Și acum, de unde luăm bere? Și stă cu ani prin depozite și noi iubim bere. Da. Bun. Din programul Partidului România Mare, ce mai propuneți să faceți în țara asta amărâtă? Domnule, este o chestie fantastică. Păcat că nu am acum nu pregătit pentru acest domeniu, dar în țara Hațăgului este un tron al străbunilor. În pădurea Hațăgului. Un tron de unde s-a condus lumea. Dar cum arată tronul ăsta? Adică... Este doar patru... E intemperierea lor astupată. Mai este numai 4-5 metri, un cap ca și de om, de dac, înțelegeți? Atâta mai este la suprafață. Dar s-au făcut radare, prin radare americane, atenția UNESCO, atenția NATO, s-a stabilit că au proveniența acest tron de 30-50 milioane de ani. Și cea mai mare energie. Cea mai erau daci acum 30 de milioane de ani, erau daci. Traci, mă traci, traci. Mă rog, traci. Dar și daci aici au fost capitala lor, nu au fost în Sarmizie. Acum 1000-2000 de ani, nu știu. Nu, deci e vorba de 30-50 milioane de ani, stabilit, științific. Și ce vreau să spun, energie mai mare ca la Mecca, ca la piramide, ca la mormântul lui Isus. Și copacii au altă, deci striațiile din interior au altă culoare. Sunt imediat energia acolo. Ori cumpărat oamenii, parcelat pământul acolo. Ori fost doi oameni în urmă cu doi ani care au săpat, unul murit pe loc, unul este și acum paralizat. Dar nu se... Nimic. Nu se intervine nimic. Am putea să avem pelerinaj aici, numai dacă n-ai autostradă nu vine nimeni. Pelerinaj ca la locurile sfinte. Iată un aspect care ne-ar putea propulsa printre cele mai dezvoltate țări din, și mai... favorabile țări din Europa. Se va câștiga mult cu turismul, cu comerțul atunci. Păi, și bineînțeles, da. și cu produsele și cu toate. Deci da. Asta ar fi unul din proiectul care noi, dacă ajungem în Parlament, eu garantez aici că voi insista foarte mult să dăm drumul la acest proiect al tronului străbunilor din țara Hață. Cred că în jurul lui Sarmizietuza, Berezia, Sarmizietuza, Arsenie Bocas, numai centre energetice puternice, pozitive. Și acum vin străini pe acolo, dar vă dați seama dacă îmi dăm drumul și la tronul străbunilor cât ar veni în România. Asta e unul din. Bun. Nu. Apoi, deși cu spitalele, domne, să vedem spitale. Să avem spitale în fiecare, să avem și la comuni, să avem. Bun, a fost la un moment dat guvernul PSD și-a pus pe lista de priorități crearea de spitale regionale. Da. Și nu s-a întâmplat nimic, nu știu. Proiect poți să faci și dacă nu le aplici. Așa de... La proiecte suntem buni, dar de făcut nu facem nimic. Trebuie și justiția asta, domnule, un pic reformată. Trebuie, reformată, da. Fiindcă sunt foarte, foarte multe legi, trebuie să fie simple și pe înțelesul tuturor și să le cunoască oamenii. În problema legilor voi milita pentru ca monitoarele oficiale, unde apar, că legile trebuie cunoscute de om. Dacă nu le cunoști,
nu te absolvă de viață, să fie la toate chioșcurile de ziare și de astea din România, să fie monitorile oficiale și gratuit. Da, chiar că sunteți de meserie jurist, nu vi se pare că avem foarte multe legi în țara asta, mai multe decât în avem altă? Avem zeci de mii de legi. Da, să spun. Și câte o lege, atâtea articolare. Zeci de mii. Și în alte țări, cum e legislația? Câte legi sunt? Păi, uitați, unii sunt engleză. Ei n-au legi. Eu, precedentul judiciar, el așa se judecă. Dacă ai o cauză, să judecă. Ia să vedem cum a judecat o altul înaintea mea și o judecă. Și dacă e ceva nou, atunci se creează precedentul. Vă dați seama ce... E bine, și ca să judeci trebuie și nici legi ca să judeci, nu? Nu, domne, n-au legi la ei. Există legile generale, dar nu este legi ca atâta e pedeapsa, ca atâta ce faptă e, faptă sau aia. Există legile generale, așa, ale statului. Dar ei au precedentul judiciar la ei. Aia e stabilit. Domne, mă judec după ideile și după tradițiile și după gândirea celor de acolo. Aia înseamnă democrație. Ne întoarcem tot la comuna primitivă, o să ne întoarcem, că și acolo erau. Nu erau legi pentru toți. Fiecare stabilea legile lui și le stabilea. Ăștia sunt englezi. Și uite unde sunt. Vă dați seama? Unde sunt englezi? Să faci precedent. Nu sunt legi. Precedent judiciar. Asta înseamnă. Dacă ai o cauză, vezi cum o judecat înainte și o judec și eu. Dacă nu, creezi tu precedentul judiciar. Știu că sistemul judiciar românesc e după model francez, nu? Francez. Bun. Și Franța are așa multe legi cum avem noi? Așa are. Și el și Parlamentul. N-ați văzut atâția parlamentari acolo? S-a făcut un referendum să fie numai 300 de parlamentari. Referendum. S-a aplicat? Nu s-a aplicat. S-a aplicat. Dar era obligatoriu? Păi cum să nu fie obligatoriu referendum? Păi și atunci de ce nu-i condamnă? De ce nu-i urmăresc? De ce? De ce? Păi o să... mi-ați dat o idee acum. O să fac acest lucru și eu. O să fac chiar în scris. Faceți o să fac scris, în scris, să vedem de ce nu se aplică și când va fi nevoie. Și să se ia măsurile și să vedem care sunt responsabili, cine nu aplică aceste legi. Și apoi, măsuri să nu... Deci nu vom fi pentru măsuri de austeritate. Măsuri de austeritate. Păi bine, dar nici lapte și miere în continuu, că și mierea asta are și ea, se termină și ea. Papa Francis a spus că cei care au măsuri de austeritate sunt dușmani ai poporului, domne. Noi vrem să-l... Vrem... sunt dușmani ai poporului, cum a fost Băsescu cu Boc și cu Predoiu, care are o ajuns acum și are vreau să iei măsuri de austeritate. Deci, noi vrem așa. Asta e o idee de bază. Să aducem pensiile și salariile minim la un nivel decent. Adică fiecare om să trăiască decent în țara asta. Adică să aibă locuință, să aibă un spital, spitalele gratuite, școlile gratuite, cultură, că și cultura e foarte importantă, și atunci să le aducem la un nivel încât să trăiască decent. Adică omul să aibă un trăi, un ce mânca și o săptămână, două de concediu undeva. Asta fiecare om din România să poată beneficia de aceste aspecte. Fiindcă suntem totuși o țară bogată. Suntem o țară bogată, dar oamenii sunt săraci și sunt mult săraci. Mai mult de jumătate trăiesc în limita sărăciei și sub sărăciei, ceea ce e foarte grav. Grav de tot. În secolul, în mileniu, trebuie să trăim așa cum trăim. Să n-ai apă. Să n-ai, deci iar apă, domne, să faci o baie. Nu ai nici acest lucru. La școli, domne, n-au nici elevi, n-au toaletă. Merg toaletă prin curte, n-au cu ce să se spele. După aia vezi că te îmbolnăvești, nu numai de coronavirus, te îmbolnăvești de tot. S-au mai făcut și școli cu toalete. Nu, dar s-au mai făcut, eu nu zic că nu s-au făcut, dar încă... Mai avem, nu, că nu suntem nici noi Germania să avem bani cu nemiluita. Mai, Am putea. Eu v-am spus, am putea. Dacă... încurajăm investițiile în agricultură, în primul rând, și în economie, dacă rezolvăm problema cu tronul străbunilor, dacă rezolvăm problema cu cunoașterea legii, dacă rezolvăm problema cu impozitele, taxe, cu stimulanți, cu tronul străbunilor, m-a spus pe mine curios, că nu, chiar nu știam de existența lui. Deci, data viitoare, când o să vin aici, trebuie să mai vin o dată și atunci vin și cu programul nostru, o să vă arăt fotografii cum arată un pom tăiat în zona aia, să vă arăt cum arată. Dar pomul tăiat, de ce a fost tăiat? La tăiat să vadă lumea, domnule, ce vadă, să vadă că uite cum e, că sunt mai mulți pom. Să se vadă cum arată în interior pom, nu arată ca și pom. Și în interior cum arată? Păcat că n-am la mine să vă spun. Arată așa colorat.
striații, are striații așa. Va fi o zonă radioactivă sau... Da, da, tare, puternic. Nu radioactivă. Că nu, nu trăiau, nu conducea lumea de acolo, poporul avei pe lețe și ea nu conduceau și tracii de acolo. Este energie, dar energie pozitivă, nu e negativă acolo. Să vedeți că se vinde cu oamenii dacă vin acolo. Numai că nu face nimic. Că avem această bogăție în mână. Să o aibă altă țară, ce-ar face? Spuneți dumneavoastră. Ce-ar face să aibă această bogăție în mână? Da, nu știu. Sunt și eu curios în emisiunea viitoare să... În emisiune vă aduc și fotografii de-a. Să mă aduce să văd și eu cum e treaba cu... cu tronul acesta al străbunilor. Dar de ce e tronul străbunilor? Păi străbunii, că de când a apărut el, la străbunii noștri. Înțeles. A apărut cu milioane de ani. Bun. Deci acum Partidul România Mare s-a pus pe picioare, nu? Participă da. În toată țara, cu da, toate da. Filialele. Da. A spus la o ședință la, am avut, la București? Am avut, în urmă cu două săptămâni, am avut o ședință de analiză a localelor, alegerilor locale și am pus la bază strategia pentru alegerile parlamentare. Am fost și sâmbătă trecută, am fost iar la București de am prezentat lista cu susținătorii, cele 4.000 în plus și bineînțeles că există o activitate propice, zic eu, unor partide politice pentru a progresa, pentru a fi în acord cu cerințele cetățenilor, cu cerințelor celor din România și a aduce România acolo unde e locul, între primele țări din Europa și din lume. Și noi sperăm că o să o aducem acolo unde este locul. Din da. Toate punctele de vedere. Păi, mai întâi trebuie să intrați în Parlament. Păi asta, asta e primul lucru. Prima condiție. Prima care... condiție, da. Bun, și ce șanse credeți că aveți să intrați și în Parlament? Care sunt șansele? Adică, nu asta aici, la Hunedoara. Băgați, băgați un deputat, intrați dumneavoastră în Parlament sau... Da. Trebuie să faceți pragul în primul rând, 5%. Da, 5% trebuie să-l facem și în județ și să-l facem și peste pe țară. Eu zic că da. Eu zic că șanse sunt mari. Dacă nici acum nu intrăm, în care s-au compromis toate partidele care au fost după Revoluție, care au fost la puterne, care au dus țara în dezastru în care l-au adus și care previziunile lui Vadim s-au adeverit. Acum, dacă apareți la Capital TV... O să apareți aici la televiziune, vă dați seama că vă crește șansele substanțial. Da, va crește, sigur că va crește, dar uite că celelalte nu avem discriminare, nu avem acces la televiziunile din București. Nu avem acces la televiziunile din România, asta o discriminare. Trebuie plătit, că toate televiziunile funcționează cu bani. Dar plăteați, plătim, plătim și noi, dar nu mai avem. Că. Dar la televiziunea națională, cum e? Că aia o plătim și noi. Face. Și de ce nu ne acceptă? Nu ne acceptă nici acolo. Nu sunt reguli acolo. Nu știu cum se regulă acolo, numai că restul sunt televiziuni comerciale, da, televiziuni comerciale unde nu, trebuie plătit. Bun. Becul, e... Păi plătim și noi, da. Este... Da, nu, e normal să plătești păi curentul. Plătim, sigur că e normal că plătim, dar văd că nu ne acceptă nimeni. Te vă acceptăm noi, uitați aici, Televiziunea Națională, Capital TV. Da, da. Mulțumim. Bun, mai avem 5 minute de emisiune, vă rog să încheiați, să vă spuneți ce mai aveți de spus. Pentru emisiunea asta? Eu aș dori ca cei care ne ascultă să aibă încredere în noi, în Partidul România Mare. Când să ne acorde și votul, fiindcă noi nu o să-i facem de râs și o să ne ținem de cuvânt și o să aducem prosperitate în țară și o să aducem România acolo unde este locul. O să vedeți dacă intrăm în Parlament. Și acesta este primul lucru care dorim să realizăm, să vedeți ce lucru frumos o să facem în România. Pentru bun, tot. Și dacă nu intrați în Parlament, o să continuați lupta din afara Parlamentului? Ce să mai continuăm dacă nu intrăm? Cum să mai continuăm? Nu mai continuați, gata, vă retrageți? Nu ne retragem, dar dacă nu intri în Parlament, va fi mai greu. Eu nu. Și acum, v-am spus că am făcut plângeri penale și mai fac plângeri penale. Ca să lămurim problema, eu nu... Deci am făcut plângeri pentru înaltă trădare, pentru trădare cu spioni, acum cu pământurile, o să fac cu, zice, cu referendum care nu s-a aplicat și concret, trebuie să ne răspundă. Trebuie să ne răspundă și atunci îi legăm și de mâini și de picioare ca să-și vadă de treburi, să realizeze
o justiție, domnule, o justiție cu, și cu statul ăsta paralel. La noi fiecare judecă după bunul lui plac. În județul, în curtea de apel Alba, aici unde e la Sibiu, judecă după pretențiile lui Iohannes, care e de acolo. Toți acolo promovați din curtea de apel Alba. Și chiar și la curtea de apel Alba, numai de la Sibiu găsești la cei care au judecat la înalta curte, acolo toți oamenii mari, procurorul general de acolo, Chioveșii de acolo, ăsta la interne de acolo, toți de acolo. Deci iată un stat paralel. Un stat paralel. Deci nu se poate așa, domne, să avem fiecare justiția lui, legile lui și le aplicăm după bunul plac. Am spus că până, deși există Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spune că dacă ești pe o funcție publică, ești supus criticii, domnule, ești supus criticii, fără să pățești nimic. Și uite, s-au pronunțat instanțele de judecată într-un caz al lui Băsescu cu Nicolaescu. Și s-au înjurat, s-au făcut corupt. Nu le-a dat de toate la niciunul, că dacă ești pe o anumită funcție. V-am spus cu Culvaihan, care a fost, că a omorât oameni, domnule, a omorât unul la vinovățit, că a fost la camerele de gazare, că a fost eseist. N-a fost adevărat. Și nu l-a condamnat nici pe ăla. La noi, președintele, tot vorbesc de Românie, a făcut plângere, domnule, împotriva unuia, tot în județul Alba, unde el acolo a iud, împotriva unui deținut, că l-a amenințat cu moartea. Cum să-l amenințe cu moartea? El mai avea 15 ani de făcut în pușcărie pentru crimă. Și l-a condamnat la un an de zile. Vă dați seama? Păi atunci toți care l-amenință cu moartea trebuie să-i condamn, domnule? Atât au decăzut președintele să recurgă la astea gesturi din ăștia, domnule? Ce stat suntem noi? Iată ce trebuie să rezolvăm. Multe sunt de rezolvat în România, multe sunt de rezolvat. Foarte multe. Foarte multe. Și ne-am referit la câteva, dar data viitoare să am un program mai coerent și acum n-am venit, fiindcă nu e campanie electorală, că dacă era campanie electorală, venim cu programul așa, doar am făcut. Da, aveți undeva și programul ăsta, nu? E făcut undeva. În ciornă. În ciornă. Bun. Pentru județul Hunedoara, ce propuneți pentru județul nostru? Că județul Hunedoara este un județ între altele 40, care nu... Da, trebuie să avem în vedere aici... Specificul local. Și în primul și în Valea Jiului cu turismul. În primul rând cu turismul trebuie să avem în vedere. Să câștige oamenii, să vină oamenii aici, fiindcă avem și după aceea cu problemele economice, foarte mult creșterea animalelor, foarte mulți, multe dealuri, mulți munți, avem oi care pot sta vara, numai la munte. Oile, vacile pot sta trei numai la munte. Vă zic că cheltuieli minime. Vă dați, deci, prima, turismul, deci, creșterea animalelor. Deci, animalul, agricultură. Agricultură, în măsura în care numai să rănim animalele și ăștia. Vă dați seama, pe vremea lui Ceaușescu, păi erau oi, domnule, la CAP, trăiau numai acolo, domnule, aveam atâtea animale, s-au făcut și pe vremea lui Ceaușescu multe lucruri bune, nu putem să spunem. S-a făcut Casa Poporului. Și popor. Multe rele și multe bune. Bine, rele, dar s-au făcut și bune, bun. Dar ăștia distrug ce au construit el. Irigațiile, au distrus irigațiile. Vă dați seama? Și acum trebuie să le punem la loc, să le facem, să le construim din nou. Și multe lucruri s-au distrus. Bun. Deci, ce să vă spun, decât că vă aștept în emisiunea viitoare să veniți cu date concrete, cu programul, da, programul pe care doriți să-l aplicați pentru perioada de imediat următoare campanie, în contextul în care veți intra în Parlament. Vă mulțumesc pentru participare, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!